Familia Marinca din comuna Bâcle și județul Mehedinți și-a recuperat un membru al familiei dispărut în urmă cu 16 ani. Este vorba despre mezinul familiei Viorel Marinca, care având diverse probleme de sănătate nu a mai știut să se întoarcă acasă. Acesta a fost găsit într-o localitate din județul Brașov, unde era trimis să cerșească. E bine acasă? Minune într-o comună din județul Mehedinți. O familie din comuna Băcleș, formată din 6 frați, nu a renunțat niciodată să-l caute pe mezinul familiei dispărut cu 16 ani în urmă. Este vorba despre Viorel Marinca, dispărut la vârsta de 32 de ani. Acesta este surdomut și suferă de sindromul Down, motiv pentru care nu a mai știut să revină acasă. Dispărut pe 17.1.2004 și l-am căutat până l-am găsit... Adică ieri, pe data de 23 martie 2021. Cum au fost toți acești ani fără fratele dumneavoastră? Îmi spuneați mai devreme că l-ați căutat fără întrerupere. Da. A fost o viață foarte grea, un chine și mi-a părut foarte rău. M-a și îmbolnăvit din cauza lui. Da. Tristețe în da. Familie? Da, foarte mult. Înțeleg că acolo era obligat să meargă la cerșit. Da. Păi l-a găsit un verișor de-a lui soție în luna septembrie. Și atunci el l-a găsit pe 2 septembrie și eu m-am prezentat pe 8 septembrie acolo. Când m-am dus la unde topologen județul Brașov, plecase cu el la Buzău. Și l-am găsit la Poliția Municipală Buzău. Da, acolo. Și... Era între două țigănci acolo, în stânga și în dreapta. I-a fost frică să se apropie de mine să zică ceva. Da, a reușit să vă povestească cum a ajuns pe mâna acestor oameni? Nu, că nu vorbește, nu. E surdomut. În 2020, familia a primit o poză cu Viorel făcută în localitatea Topoloveni din județul Brașov. Acesta locuia în casa unei familii de romi și era trimis la cerșit. De asemenea, a fost găsit și sub alt nume, mai exact Lazar Dan. L-au chinuit mult de tot. Neamul nostru l-a găsit la un magazin pe scări, la doi pași cerșea. Și de acolo l-a cunoscut. El l-a cunoscut prima dată, frate-mi pe el, că suntem neamul. Și a sărit în brață. Era în mașină la ieri, aseară, că ieri am fost și eu. Era în mașină la polițai și când m-am dat jos dintre a noastră, că a venit cu el la noi acolo, când m-am dat să și eu curioasă de atâția ani să nu-l văd, când m-a văzut odată cu ochii mari, papi și agachi, bucuros, s-a bucurat foc când ne-a văzut. Urmă l-am pus în mașină și i-am dat drumul și a plecat. Dumneavoastră, cum v-ați simțit când l-ați revăzut? Foarte bine. M-a îmbrățișat și el, vorbeam cu el în mașină, bucuros, foc și eu și el. Am venit foarte bucuros acasă. A fost foarte rău fără el. Ne-am dus și noi, că credeam că nu mai este, credeam că e mort, că e... cine știe... V-ați gândit și la această variantă? Ne gândeam, da, de 15-16 ani de când nu l-am văzut. În 2006, poliția din comuna Bâcleș a fost sesizată de un bărbat de 48 de ani cu privire la faptul că fratele său de 33 de ani a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. În urma sesizării, la momentul respectiv, persoana a fost dată în urmărire la nivel național. În acest an, în luna februarie, persoana dispărută a fost identificată în județul Brașov, în baza probelor ADN. A fost foarte dificil după 16 ani de la data dispariției, normal că ne cam pierdusem toate speranțele pentru a mai găsi, dar cu multă muncă, pasiune pentru serviciul la care lucrăm, am intrat în poziția unor noi date, cursul anului trecut, mai precis în la septembrie, cum că cineva l-ar fi văzut după niște semnalmente, niște particulare ce le avea el, niște operații, niște ticuri nervoase din copilărie, cicatrici. Clar fi recunoscut, am luat legătura cu colegii de la Buzău și Brașov și țin să le mulțumesc din tot sufletul pentru tot sprijinul acordat. Am reușit să ridicăm niște probe biologice, mai precis ADN, și la familie au fost trimise toate la Institutul Național, unde au fost comparate și așa am reușit să-l identificăm pe Marinca Viorel, dispărut din 2006.
Bărbatul, care în prezent are 48 de ani, este din nou în sânul familiei. Aceștia vor încerca să recupereze cei 16 ani pierduți.